Capitolul 27. Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre. Aș putea să mai adaug în încheiere câteva cuvinte? Această planetă este într-o nevoie disperată după bărbați și femei care au fost răstigniți. Cât de disperată e nevoia de bărbați și femei care să fie răstigniți cu permisiunea Domnului. La rândul lor, ei trebuie să întâlnească alți bărbați și femei care au fost răstigniți. Bărbați și femei care nu doar au fost răstigniți, dar care au cedat. S-au salvat de la risipirea răstignirii, au cedat cu supunere, acceptând mâna lui Dumnezeu asupra lor. Credincioși înviați, înviați din răstignire. Sunt puțini creștini astăzi, ca și în oricare alt veac, care să înțeleagă ceva despre cruce. Nu a fost nicio generație în care să fie destul credincioși care să cunoască cu adevărat crucea. Lumea creștină rămâne aproape fără bărbați zdrobiți și femei zdrobite. Dimpotrivă, zdrobirea e privită ca ceva de care mai degrabă să fugi decât să o îmbrățișezi. A fi tare și nestăpânit este ceva de invidiat și de aplaudat. Evadarea din cele mai grele aspecte ale crucii este o practică zilnică. Este nevoie de bărbați și femei care să fie prezenți la scena în care Domnul lucrează zdrobirea în viețile altor copii de-ai Lui. Este nevoie de mărturii nepătate ale celor care au cedat total plinătății crucii. Este nevoie de copii ai Golgotei și ai mormântului lui Iosif. Dumnezeu știe cât de mare este nevoia după creștini răstigniți, creștini înviați. De ce îngăduie Dumnezeu tragedia asta în viața ta? Poate motivul sau motivele îți sunt mai clare acum. Mai adaugă totuși unul. Poate că Domnul tău a dorit ca să vină peste tine această răstignire, ca tu să poți deveni unul din aceia de pe scenă, cu viața ta, mărturia ta, experiența ta în a fi răstignit, pentru a mângâia, a ajuta, a călăuzi, a încuraja un alt credincios întristat care este răstignit fără îndurare de alții. Odată a trăit un om, pe nume Pavel, care a fost defăimat și răstignit de propriul popor, bătut și răstignit de lumea laică, trădat și crucificat de credincioși și practicanți. Lucrarea lui aproape că a fost nimicită de oameni, care erau și ei lucrători creștini activi. Pavel a luat acestea ca din mâna lui Dumnezeu. Nu a fugit în nici una din situații, s-a supus la toate și a mers înainte. Acel bărbat a mângâiat, a ajutat și chiar literal a salvat viețile a nenumărați credincioși în timpul vieții sale. Apoi, de-a lungul istoriei, cuvintele lui, mărturia lui, au mângâiat și vindecat milioane. Toate acestea au avut loc pentru că el a triumfat în răstignire și s-a ridicat din ciomăgeala morții sale. E de notat faptul că în urma suferințelor teribile prin care a trecut și ca rezultat al acestora, acest bărbat nu a abandonat prezentarea crucii altor persoane. El găsea bucurie în propovăduirea crucii, ba chiar a mers mai departe, insistând asupra nevoii crucii în viața tuturor credincioșilor. Proclamând crucea, el a plantat biserici. Proclamând crucea, a salvat acele biserici de nimicire. Bărbați și femei i-au urmat exemplul, au răspuns mărturiei lui și murind, trăiau. La fel făceau bisericile. Pavel era dovada vie că se poate ieși din insinuări, minciuni, atacuri, mărturii mincinoase, bătăi, comploturi, scăderi, eșecuri și chiar distrugerea lucrării tale și să te ridici din mormânt. Și de acolo să îndrepți pe alții către Hristos cu bucurie. Pavel a acceptat suferința pe nedrept, s-a desfătat într-o cruce și se lăuda cu răstignire care îl omora și îi dădea viață. El a descoperit crucea care a ucis pe Domnul său și a dat viața. Apoi a proclamat că e de dorit ca toți credincioșii să intre în aceeași experiență. Acest slujitor al lui Hristos, pentru că a acceptat cu bună știință în viața sa un mare număr de răstigniri nedrepte, crude, fără inimă, a devenit o binecuvântare în viața milioane de oameni. La fel Petru, la fel Ioan, la fel Domnul tău. La fel alți bărbați și femei de-a lungul istoriei bisericii. Chiar în acest moment, peste tot pe planeta noastră, sunt creștini care sunt răstigniți. Cine se va apropia de ei ca să le arate pe Hristos? În cadrul laic, angajații sunt la mâna șefilor sau colegilor sau subalternilor.
Chiar acum sunt bărbați și femei care, dintr-o dată, fără preaviz, sunt concediați și aruncați în teroarea neașteptată a șomajului. Chiar acum sunt slujitori persecutați de bisericile lor și biserici persecutate de slujitori. Organizațiile parabisericești, iconoclaste, borduri de misiune și alte astfel de organizații religioase sunt tratate incredibil de crud de concetățeni. Bărbați și femei în cadrul bisericilor tradiționale sunt persecutați. Bărbați și femei din afara bisericilor organizate sunt calomniați, violent, vorbiți de rău, fără milă. Cine va deschide drumul? Unde este acela care deja a fost pe acolo? Unde este glasul mângâierii? Unde este bărbatul care a băut deja paharul? Unde este femeia care a trecut deja prin teasc? Unde este laicul care a trecut prin ape mari, slujitorul care are rănile vindecate? Unde sunt cei care spun celui ce suferă, aceasta e cea mai binecuvântată clipă din viața ta? Privește așa. Unde sunt glasurile care strigă? Aceasta e adevărata slavă. Acceptă răstignirea ca să trăiești din nou. Unde sunt cei înviați? Unde este inima care mărturisește? E de la Dumnezeu. Continuă, Doamne, mai departe, mai sus. Unde este crucea? Oh, dragul meu, acceptă cu ele.